Judoca de la Palatul Copiilor au fost singurii din zona Moldovei care au participat la turneul internațional Cupa Transilvaniei. Concursul s-a desfășurat la Cluj și a reunit la start aproape 600 de sportivi din țară și din Ungaria. La o săptămână după ce a găzduit Cupa Mărțișorul, Palatul Copiilor Bacău a deplasat o delegație la Cluj. 7 sportivi coordonați de Aurel Chelariu au participat la Cupa Transilvaniei, turneu internațional cu 575 de concurenți de la peste 25 de echipe din țară și 2 din Ungaria. Dezavantajul acestui turneu a fost sonorizarea deficientă, precum și lipsa de experiență a arbitrilor folosiți, foști sportivi, care din cauza emoțiilor au greșit ca niște începători ce erau, a declarat Aurel Chelariu, profesor la Palatul Copiilor Bacău. Turneul s-a adresat categoriilor sub 13, sub 15 și sub 17 ani, iar băcăoanii au urcat pe podium de 4 ori. Câștigător este Ciprian Olteanu, la categoria 30 de kg, pe poziția secundă s-a clasat Rareș Rotaru și Mircea Croitoru, iar pe locul al treilea a terminat Alexandru Busuioc. Primii trei clasați la fiecare categorie de greutate au fost recompensați cu medalii și diplome.